Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă citire, o nouă etalare în dragoste. Haideți să vedem de data aceasta care vor fi energiile acestei lecturi pentru voi, dragii mei, care sunteți în fața micului ecran. Vă doriți să știți mai multe despre conexiunea voastră de suflet în aceste momente, dar încotro se va orienta aceasta în perioada care vine. Sau pentru cei care sunteți singuri, singure, simt că și voi vă doriți să știți mai multe informații în legătură cu ceea ce vă așteaptă. Da, poate că această situație se va schimba și pentru voi, poate veți cunoaște și voi pe cineva cu totul și cu totul interesant. Sau pentru cei care sunteți în separare, de partener, de parteneră, simt că și voi vă doriți să știți dacă acesta sau aceasta va mai reveni în relație cu voi. Haideți să vedem, dragilor, despre ce este vorba. Wow! Iată că cineva vine cu viteză, dragii mei. Se vede, da? Este cavalerul de spade. Este o persoană în viața dumneavoastră, dragii mei, dragile mele, care probabil că nu v-a mai dat de știre de multă vreme. Probabil că mulți dintre voi sau multe dintre voi o să iau situația că el este bărbat și tu ești femeie, da? Dacă este cazul să schimbați, schimbați voi în timp ce vizionați. Acest bărbat, dragul meu sau draga mea, spuneam, nu ți-a mai dat de veste de foarte multă vreme. Este foarte posibil ca tu să nu mai fi știut o foarte mare perioadă de timp nimic despre el. Da? Această persoană, draga mea, să știi că în ultima perioadă s-a gândit și se gândește din ce în ce mai profund la tine. Nu știu, probabil că tot ceea ce se întâmplă în viața sa în aceste momente îi dă de gândit, da? Și se pare că fiecare detaliu care se adaugă situațiilor sale de viață îi amintește de tine, da? Și această persoană se gândește că nu se întâmplă degeaba, nu se întâmplă gratuit acest lucru, ci se întâmplă pentru a-l face să conștientizeze din ce în ce mai mult ce rol covârșitor ai avut tu în viața sa și mai ales ce rol important poți avea și de acum înainte, bineînțeles că dacă el își va da seama că asta este ceea ce își dorește cu adevărat, da? Și da, simt că în perioada următoare te așteaptă ceva cu totul și cu totul inedit din partea acestei persoane, în sensul că el va fi gata să se angajeze din nou într-o relație cu tine. Este vorba de o reuniune de această dată, de faptul că această persoană va relua comunicarea cu tine, draga mea. Da, este o carte a spadelor, poate că ai de-a face sau vei avea de-a face cu această persoană dintr-o zodie de aer, da, este posibil pentru tine, dragul meu sau draga mea, posibil că această persoană să decidă că a sosit momentul să spintece, să taie problemele din jurul său, să taie situațiile nefavorabile, să sieși, da? Și să ajungă la tine, să ajungă la sufletul tău, să ajungă la viața ta și așa mai departe, pentru că această persoană poate că ți este dificil să crezi, dar să știi că nu doar că nu te-a uitat, da? Dar se gândește foarte consistent la tine, foarte consecvent, da? La tine și iată, de această dată va face ceva palpabil în ceea ce te privește, dragul meu sau draga mea, da? Adică cu adevărat vrea să facă pași spre tine și va face acești pași. Hai să vedem și următoarea carte. Iată că avem aici împăratul, o altă carte interesantă care îmi spune că într-adevăr această persoană se află pe cai, da, aș putea să spun. Într-adevăr această persoană se află la conducerea vieții sale, și-a luat viața în propriile mâini în ultima perioadă și dacă este să îți vorbesc așa puțin de schimbările pe care le-a făcut în viața sa, să știi că acestea sunt cât se poate de consistente, în sensul că da, într-adevăr, în sfârșit această persoană a făcut ceea ce vroia să facă de multă vreme, adică ceea ce probabil când era cu tine doar era, se manifesta la nivel de vis, la nivel de aspirații din partea sa, da? Să știi că această persoană a lucrat foarte mult în direcția aspirațiilor sale și le-a îndeplinit, da? Din acest punct de vedere, dragul meu sau draga mea, este posibil ca tu să știi despre, sau să fii auzit poate despre acest succes de care se bucură această persoană a ta în prezent, da? Și bineînțeles că în sinea ta te simți foarte mândră, da? De acest lucru, da? Te simți foarte mândră având în vedere că tu ai avut tangență cu această persoană și o cunoști cât de cât, da? Poate că nu mai speri sau nu ai mai sperat că acesta se va întoarce vreodată la tine, dar iată că lucrurile se întâmplă exact când te aștepți mai puțin, da? Cam așa se întâmplă lucrurile în viața noastră, dragii mei. Și da,
Este o persoană, spuneam, foarte stăpână pe sine în aceste momente. Viața l-a făcut sau a făcut-o să devină astfel, da, în urma eforturilor sale, în urma convingerilor pe care și le-a însușit, da, despre viață, despre tot ceea ce îl înconjoară. Acum această persoană are convingerea tot mai tare că el sau ea poate să facă absolut orice și că nu este absolut nimic interzis, da, în această viață, atâta timp cât nu face rău nimănui din jurul său, da, poate să facă orice sau aproape orice, bineînțeles, în funcție și de abilitățile, priceperile sale pe care le poate pune la lucru. Da, oricum, îmi place foarte mult energia acestei persoane, această energie foarte pozitivă pe care el sau ea o degajă. Este ca și cum oricine se află în preajma lui sau în preajma ei în aceste momente nu are decât să se îmbogățească, da? Să se îmbogățească la nivel spiritual, da? Vorbind pentru prima oară, și apoi să se îmbogățească cu o idee bună, cu un sfat bun și așa mai departe. Dar tot o vibrație extrem de bună, extrem de benefică transmite această persoană, da, în jurul său, degajă această persoană. Ceea ce te va face și pe tine din ce în ce mai curioasă, mai ales că el își dorește să vină spre tine, da, și te va face în primul rând curioasă să vezi cum s-a transformat el sau ea în ultima perioadă. Și următoarea carte, iată că este Echilibrul, dragii mei, o altă carte foarte bună care îmi spune că în viața ta se va întâmpla o minune care te va face să guști din acest echilibru. Da, poate că în ultima perioadă lucrurile au părut că au luat-o puțin razna. Este ca și cum simt aici o energie extraordinar de mare care a venit din partea lumii spre tine, da? În sensul că parcă toată lumea voia ceva de la tine, voia să-l rezolvi sau să o rezolvi cu ceva anume, astfel încât ție este posibil să nu-ți mai fi rămas decât foarte puțin timp pentru tine, pentru viața ta, și astfel s-a creat un haos în existența ta, astfel încât nu mai înțelegeai nimic și nu mai știai încotro trebuie să apuci. Ei bine, dragul meu sau draga mea, dacă treci prin o asemenea situație, să știi că, iată, echilibrul se va restabili în viața ta în perioada următoare și se va restabili mai ales în momentul în care această persoană, iată, va veni în viața ta și se va reîntoarce la tine și va avea loc această reuniune frumoasă între voi doi, da? Sunteți două suflete extrem de frumoase, două suflete extraordinare care, iată, se reîntâlnesc după atâta timp. De ce? Pentru că voi nu ați terminat ceva, da? Voi aveți de experimentat încă multe lucruri împreună și, de ce nu, de creat foarte multe lucruri frumoase împreună, amândoi, da? Să vedem și următoarea carte, da? Iată că în timp ce voi vă faceți planuri pentru viitorul vostru sau vă veți face aceste planuri pentru viitorul vostru, pentru viața voastră împreună, există și tot felul de influențe din afara voastră, influențe care vă vor... poate vă vor întuneca mintea așa și sufletul pentru câteva momente, dar apoi le veți lăsa în pace pentru că vă veți da seama că acele influențe nu au nicio legătură cu voi, da? Și că trebuie să le lăsați să treacă pe lângă voi așa ca și când n-ar fi. Pe de o parte, iar pe de altă parte, da, simt aici și din partea persoanei tale, dragul meu sau draga mea, că în ciuda faptului că într-adevăr a reușit foarte multe lucruri în ultima perioadă, în ciuda faptului că este o persoană de succes, că este o persoană foarte realizată din punct de vedere profesional, are un, știți cum se zice, are o chichiță această persoană, în sensul că este un neajuns în sufletul său, ceva ce l-a făcut să se macine sau să se îngrijoreze foarte mult în ultima perioadă, având în vedere că, iată, spuneam, este o persoană care a acumulat foarte mult la nivel de valoare personală, da, în viața sa până acum și, în schimb, și-a ignorat latura aceasta sentimentală, da, și-a canalizat toată energia spre profesia sa și a lăsat latura aceasta profesională, personală, nerealizată în viața sa. Ori acest aspect se pare că s-a răsfrânt asupra unor obiceiuri pe care le-a căpătat și care sunt cu totul nocive împotriva sănătății acestei persoane, în sensul că poate bea prea mult această persoană în prezent sau poate fumează foarte mult sau, nu știu,
ce să zic, poate e dependent de anumite substanțe sau ce știu eu ce mai face, da? Sau poate e dependent de sex, de tot felul de aventuri, da? Poate fi valabil oricare dintre aceste scenarii în legătură cu această persoană, dar spuneam, această persoană este foarte decisă sau hotărâtă în aceste momente să vină spre tine, dragul meu sau draga mea. Așadar, să știi că nu va mai sta pe gânduri, da? Această persoană este decisă să-și schimbe viața și odată ce își va schimba viața, odată ce te va reîntâlni, draga mea sau dragul meu, să știi că el sau ea va renunța și la aceste obiceiuri nesănătoase pentru că este capabil sau capabilă să o ia de la zero, da? Haideți să vedem și următoarele cărți. Iată că avem aici regina de cupe, dragii mei, alături de acest cavaler de spade. Spuneam, pe cât este el de nerăbdător să revină la tine, pe cât este el de ambițios să facă, să-și împlinească acest plan în legătură cu tine, în legătură cu viața sa personală, pentru că în legătură cu latura aceasta sentimentală a sa, da, se pare că nu a apărut altcineva, nu a apărut altcineva în viața sa de când voi doi v-ați despărțit, da? Adică nu trebuie să-ți faci griji din acest punct de vedere, pentru că ceva serios cu altcineva nu are în viața sa această persoană, da? Pentru că dacă ar fi avut, probabil că nu s-ar mai fi gândit la tine și nu ar mai fi revenit, da? Spuneam, pe cât de ambițioasă este această persoană să revină la tine, să reia legătura cu tine, să reia comunicarea cu tine, da, pe atât vei fi tu de deschisă, draga mea, în momentul în care îl vei vedea, da, în momentul în care îl vei percepe din nou, îi vei percepe energia aceasta luminoasă, tu pur și simplu te vei însenina, te vei schimba cu 180 de grade, parcă din acea femeie care păreai să te închizi din ce în ce mai mult, pentru că spuneam, parcă erai acaparată de un timp de lumea din jurul tău, care toți păreau că vor ceva de la tine, da, și numai să nu te lase să stai liniștită tu cu viața ta. Ei bine, dragul meu sau draga mea, să știi că în ciuda acestui lucru, da, tu te vei deschide cu totul și cu totul spre această persoană, pentru că îți vei aminti sentimentele pe care această persoană le-a marcat în sufletul tău în momentul în care erați împreună, în momentele pe care le-ați petrecut împreună. Da, atunci, chiar dacă a fost mai de mult, chiar dacă a fost mai recent, da, pentru unii dintre voi, fiecare vă veți recunoaște în situația în care ați fost, da, alături de această persoană, dar important este că tu te vei deschide, draga mea, nu vei mai păstra în tine toate cele greutăți cu care te-ai confruntat de una singură, da, nu vei mai păstra în tine sentimentele tale, da, pur și simplu vei scoate la suprafață totul, vei dori să împărtășești cu această persoană bucuriile și micile tale nefericiri, da, pentru că vei simți pentru prima oară după multă vreme că poți să ai și tu încredere într-un suflet, într-un suflet care vine spre tine cu toată sinceritatea, da? Vei simți asta și este imposibil să rămâi impasibilă, da? Este imposibil să rămâi ignorantă în continuare, da? Adică te vei deschide foarte mult, să nu uiți asta. Și hai să vedem și următoarea carte. Wow! Iată că avem aici Visătorul sau Nebunul, cartea Nebunului din Arcana Majoră, alături de acest împărat, care îmi spun cărți care îmi vorbesc despre începuturi, despre faptul că voi credeți foarte mult într-un viitor al vostru, dar și în prezentul vostru, bineînțeles, da? Voi vă canalizați atenția foarte mult spre acest viitor al vostru împreună. Și bineînțeles, în funcție de atenția pe care voi o veți acorda acestuia, bineînțeles că acesta va tinde să se transforme în realitatea voastră. Nu încetați să visați, dragii mei, dragele mele, nu încetați să visați cu ochii deschiși la ceea ce voi vă doriți să manifestați în viața voastră, pentru că de asta depinde fericirea voastră, da? Depinde împlinirea visurilor voastre. Este foarte bine să știți în aceste momente că sunteți protejați cu adevărat, da? Indiferent ce veți decide să faceți, indiferent pe ce cale veți decide să o luați alături de acest partener, de această parteneră, nu știu, poate că unii dintre voi veți decide să plecați cât mai departe de locul în care sunteți acum, da?
Poate că veți decide să urmați acest partener sau să-l urmați pe el, da? În locul de unde acesta vine. Poate că el a venit cu intenția să te ia cu adevărat, da? Să te scoată din această zonă în care tu ești, da? Din acest plan și să te ducă într-un spațiu cu totul și cu totul nou, într-un spațiu unde știe, unde știe sigur că ți-ar plăcea foarte mult să trăiești, da? Așadar, vă deschideți spre nou, vă deschideți spre inedit, vă deschideți spre zone noi de explorat, da? Și acest lucru aduce și mai multă încântare în fața vieții și mai multă încântare în fața acestui nou început care vă așteaptă. Și următoarea carte, da, iată, am avut regina de cupe, dragii mei, acum avem regina de pentagrame. Alături de echilibru, ce v-am spune că voi, dragii mei, dragile mele, mai ales dragile mele, da, dacă sunteți în ipostaza acestei regine de pentagrame, simt că ați muncit foarte mult în ultima perioadă, v-ați canalizat întreaga voastră energie spre a vă împlini visurile, spre a vă împlini țelurile în legătură cu viața voastră profesională, da? Din acest punct de vedere, mi se transmite un mesaj foarte clar în ceea ce vă privește, că nu trebuie să vă mai faceți griji din acest punct de vedere, pentru că confortul vieții voastre va fi asigurat, da? Având în vedere că, spuneam, aveți de-a face cu o persoană foarte potentă, o persoană foarte realizată din toate punctele de vedere, nu va trebui să vă mai faceți griji pentru nimic, da? În perioada următoare, având în vedere că veți decide de comun acord că trebuie să, că trebuie și că vreți să fiți împreună cu această persoană pentru tot restul vieții voastre, da? Este o decizie foarte majoră pe care o veți lua în această perioadă, bineînțeles că voi știți foarte clar că nu puteți să vă jucați cu așa ceva și nici cu viața voastră, nici cu viața celuilalt, da? Și că este o decizie pe care o luați la rece aproape, da? Adică vreți să fiți foarte echidistanți de sentimentele pe care le implică această decizie, da? Adică să luați o decizie corectă care se referă la amândoi, da? Și la ceea ce puteți să manifestați amândoi în perioada următoare. Așadar, această regină de pentagrame, dragii mei, dragile mele, sunteți voi. Și voi sunteți foarte realizate din punct de vedere profesional și voi ați realizat foarte multe lucruri în ultima perioadă. Și voi aveți succesul vostru și bineînțeles că probabil vă va fi foarte greu să renunțați la toate aceste lucruri sau poate că nu trebuie să renunțați la ele, dar va trebui doar să faceți o schimbare de priorități, poate, adică să puneți pe locul întâi de acum înainte relația pe care o veți avea cu acest partener de spade, cu acest cavaler de spade. Da, și următoarea carte, iată că avem aici șaptele de bâte, dragii mei, alături de acest diavol care îmi spune că într-adevăr mulți dintre voi sau multe dintre voi vă confruntați în aceste momente cu anumite probleme care, să știți că nu vin singure aceste probleme, în sensul că nu că nu vin singure, vin din partea cuiva, adică vă sunt transmise, da? Dacă vă confruntați cu tot felul de dependențe, cu tot felul de nu știu, obiceiuri nesănătoase la care nu puteți să renunțați foarte greu, da? Ori dumneavoastră, ori partenerul sau partenera. Ei bine, să știți că toate acestea vă sunt insuflate prin farmece, făcături, prin vă sunt transmise în viața voastră, da? Așadar, va trebui să, cum să zic, să vă direcționați atenția spre Dumnezeu, spre divinitate, spre îngeri, da? Să-i rugați pe aceștia să fie alături de voi, să vă sprijine în schimbarea pe care vreți să o faceți în legătură cu viața voastră și veți vedea că veți simți în primul rând o ușurare extraordinar de mare și vă veți simți cu adevărat protejați sau protejate pe drumul vostru de acum înainte și, bineînțeles, veți reuși încet, încet să faceți schimbarea pe care doriți să o faceți în legătură cu viața voastră, da? Pentru că simt aici o greutate, o dificultate care apasă asupra sufletului vostru, dar ceva ce nu vă lasă să vă bucurați pe deplin de viața voastră în momentul de față. Dar sunt sigură că veți reuși să treceți și peste asta. Hai să vedem și următoarea carte din partea îngerașilor romantici. Da, a sosit momentul ca cu mult adevăr să aveți încredere în partenerul și sau partenera voastră. Această situație, iată, vă cheamă să aveți încredere în ea și în partenerul sau partenera voastră, da? Dacă vreți să mergeți împreună spre un nou început, în mod clar va trebui să îndepliniți această condiție, da? Hai să vedem și următoarele cărți.
Iată că s-a întors acest card, cardul cu numărul 10, care îmi spune că, într-adevăr, da, am simțit aici o problemă, o dependență din partea masculinului din această relație, da, așadar, partenerul vostru masculin, bărbatul din această relație, se pare că are o problemă, are o dependență, are un obicei nesănătos, da? Va trebui să sprijiniți această persoană pentru a se descotorosi de acel obicei, da? Bineînțeles că acest lucru poate fi, este un simplu exemplu, da? Situația cu care se confruntă această persoană poate fi cu totul alta, da? O problemă, este o problemă, o dificultate, un obstacol pe care va trebui să-l surmonteze. Probabil, în mod sigur, că tu, draga mea, vei fi alături de el când va face acest pas, da? Hai să vedem și următoarea carte din partea îngerilor, o ghidare. Îngerașul Merlina, de data aceasta, îți spune: ești dezorientat, dezorientată și nehotărât, nehotărâtă, fiindcă nu ai informații suficiente. Cercetează sau cere sfatul unui expert înainte de a lua o decizie. Așadar, dacă trebuie să iei o decizie în legătură cu, ce știu eu, cu profesia ta, în legătură cu viața ta, în legătură cu partenerul tău sau partenera ta, dragul meu sau draga mea, să știi că ți se deschide calea spre a cere sfatul unei persoane care este mult mai avizată decât tine, da? Poate fi un profesor, un consilier, un părinte, de ce nu, cineva care poate să-și îndrepte atenția spre tine în această perioadă și să te ajute, da? Acestea fiind spuse, dragii mei, dragile mele, aceasta a fost etalarea mea de azi. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. Vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!